La 39 de kilometri și pentru că se produc destul de rar, efectele s-au simțit atât de către populație cât și asupra clădirilor mult mai, mă rog, mult mai intens. Efectele întotdeauna la cutremurile de suprafață sunt mai mari, deci în privința intensității, structurile sunt repede afectate, mai ales în zona de pornire a cutremurului, în zona epicentrală. Faptul că s-a produs și într-o zonă de câmpie a fost o rearanjare structurală, ceea ce a indus și panica, dar și efectele asupra infrastructurii și a clădirilor. A fost mai ciudat doar pentru faptul că se produce mai rar acest tip de cutremur. Nu că ar fi ceva neobișnuit. Noi ar trebui să ne obișnuim aici, în zona Vrancei, cu asemenea replici și cu tremure, pentru că trebuie să știm că suntem într-o zonă de interacțiune a plăcilor tectonice și orice rearanjare structurală a plăcilor tectonice determină cu tremure mai mari sau mai mici. Replicile, în schimb, cele 15 replici pe care am înțeles că le-a simțit, mă rog, aparatul, seismograful, au fost cumva mai ciudate, că niciodată nu s-au produs atât de multe replici. Ceea ce înclină să credem că această rearanjare structurală a stratelor de roși s-a făcut mai intens.
Dar nu e nicio problemă. De fapt, noi trebuie să înțelegem că nu trebuie să intrăm în panică. De asemenea, populația ar trebui să înțeleagă atât timp cât trăiește într-o zonă seismică să renunțe la piesele de mobilier care nu sunt bine aranjate în spațiu, să renunțăm cât de cât la candelabre să nu avem surprize și să ne adăpostim, să ne luăm măsurile de siguranță. Singura măsură e să stăm pe loc, să nu ne panicăm, să nu ieșim afară, nici pe scări și nici în balcoane, să ne adăpostim sub o masă mai solidă sau să ne ghemuim la perete. Ciudățenia asta este că un cutremur de suprafață produce pagube mult mai intense în zona epicentrală față de cel de magnitudine mai mare, dar de adâncime care se propagă la capătul undei seismice mult mai intens. În urma cutremurului din așa, care a trecut, am evaluat împreună cu specialiștii din școală situația clădirii. Având în vedere că este o clădire consolidată, tocmai împotriva unor astfel de evenimente, problema distrugerilor mari nu apare, apar în schimb acele lucrări care necesită finisarea, respectiv partea de umplutură, material de umplutură din clase și școală. Vom solicita autorităților în drept, după prezentarea a dovezilor existente, materiale necesare reparațiilor. Vom încerca să facem aceste reparații atât cu mijloace proprii, cât și, dacă bugetul va permite, firme specializate.